Eroii din poveștile vechi cunoscute încă din copilărie, dansurile populare incendiare, dramaturgia clasică rusă, șlagărele anilor 90, defilări de modă, toate acestea au constituit elemente muzical-teatrale din spectacolul La Balul Cenușăresei, pregătit de pedagogii și elevii de la Casa de Creație Luceafărul din raionul Basarabeasca. Am hotărât ca să ne abatem de la standarde, de la prezentările oficiale. Am dorit să creăm o atmosferă de poveste mai romantică și neobișnuită. Cred că ne-a reușit. Tinerii actori s-au străduit din răsputeri să intre în rol și să dezvăluie din plin caracterele personajelor interpretate. Eroina mea a fost la fel de rea ca și mama. Cred că mi-a reușit să intru în acest rol, pentru că se aseamănă cu mine. Eu am fost Duduia Țăranca. De exemplu, prin bunătate, asta mă caracterizează. Am interpretat rolul lui Alexei Berestov. Ca și mine, îi place să cocheteze. Este îndrăzneț, spune direct în față și îi place să glumească. Am fost în rolul Țărâncuței. Ce părere ai despre acest rol? Nu e complicat pentru că te poți comporta la fel ca și în viața reală. Din cadrul spectacolului muzical au făcut parte și prezentările de rochi confecționate de elevii de la Casa de Creație din materiale avute la îndemână. Da, rochia e deosebită, cusută cu mâinile proprii. Pentru a prezenta trebuie o ținută bună, să zâmbești pentru ca publicul să te observe și să defilezi pe scenă ca totul să fie bine. Chiar dacă povestea a fost modernizată, a avut un final fericit. Prințul și-a găsit cenușăreasa, de care s-a bucurat enorm atât publicul cât și participanții la spectacol. Primii care l-au văzut au fost oaspeții, angajați ai Centrului de Creație pentru Copii din Chișinău și din alte raioane ale țării. Am rămas cu niște impresii foarte frumoase după această zi de creație care s-a desfășurat aici la Basarabeasca. Noi le dorim colegilor noștri multă, multă sănătate, multă fericire și să Dumnezeu să aibă cât mai mulți copii, să aibă lucrări cât mai frumoase și cât mai frumoase rezultate. A fost o activitate extraordinară, una de suflet, aș putea spune, mai ales în urma spectacolului. Copiii ne-au demonstrat odată în plus că se poate. Ne mulțumim celor de la Basarabeasca pentru ziua de suflet pe care am avut-o aici. Copiii sunt convinși că nu se vor plictisi și în viitor îi așteaptă multe spectacole și concerte interesante. Aici poți să-ți dezvolți aptitudinile și să-ți faci noi prieteni. Aici vin toți prietenii mei și tot aici pot să-ți exprimi opiniile, emoțiile. E confortabil, sunt mulți prieteni de-ai mei, am fost pe la toate cercurile. Premiera spectacolului muzical La Balul Cenușăresei a avut loc în cadrul ușilor deschise la Casa de Creație Luceafărul.